Sorin Câmpeanu a anunțat luni că mai mult ca sigur elevii vor reîncepe școala în data de 8 noiembrie. Acesta nu a specificat însă dacă cursurile se vor relua fizic sau online. Numărul persoanelor decedate a crescut semnificativ în ultima perioadă în municipiul Sibiu. Cele mai multe decese sunt cauzate de coronavirus. Din acest motiv, în cimitirul municipal s-au produs la finalul lunii octombrie modificări importante. Capela nu mai poate fi închiriată doar pentru o singură persoană. Este doliu în 10 de familii din județul Sibiu după ce 17 persoane infectate cu coronavirus au murit. De la debutul pandemiei, 1374 de oameni s-au stins din viață la Sibiu. Urmăriți știrile zilei pe oradesibiu.ro.